deloc. Fără carne, dar cu multe brânzeturi. Da. De ce nu un preparat pentru copii plin de energie? Super. Astăzi paste și anume macaroane Mickey Mouse. M-am gândit la... Dar nu știu cum s-a potrivit, știi că sunt așa niște legături cu Shiki Miki, Mickey Mouse... Totul... Toate legăturile din lume. Înțelegi? Da. Da, nu știu, așa în capul meu se fac niște, se scurcuitează niște chestii. Să vezi, mă rog, al meu. Da? Da. Dar de ce o frămești pe Flavia? Am nevoie. De salată? Da, pe mine n-am putut și n-am schiat niciodată. Caiepurii schiază, caiepurii mănâncă. Ia de-i. Am înțeles. Ok, în primul rând avem nevoie de macaroane, de paste. În al doilea rând avem nevoie de mai multe tipuri de brânzeturi. Dar trebuie să predomine brânza Telemea, pentru că știm cu toții, aceasta este cea mai gustoasă în paste. Mai am nevoie de smântână dulce și smântână fermentată, multă, multă salată verde, dar și salvie. Procedura e foarte simplă. Pastele le fierb, le las să fie ușor al dente. Cred că lucrul acesta știe orice gospodină. Ulterior urmează să răzuiesc brânzeturile pe răzătoarea fină pentru că vreau să devină foarte pufoase. Iar lucrul acesta îl realizez. Scuze-mă numai puțin că am ia de aici. Am nevoie de fier. Da, e... Ok, după ce amestec brânzeturile cu pastele cu cele două tipuri de smântână, bat albușurile scumă și acestea încerc să le incorporez foarte, foarte lejer în toată această combinație. Adică în brânzeturile cu smântâna și pastele. Răzuiesc cașcaval deasupra, dau totul la cuptor, nu mai mult de 5 minute, iar gălbenușurile am să le așez pe suprafață să se răsfețe bine de tot în cașcavalul care se gratinează la cuptor. Totul servesc cu multă salată verde pentru a fi mai ușor preparatul și pentru a fi și mai gustos, de ce nu. Băieți?